Având în vedere evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României, în contextul apariției și răspândirii noii forme de coronavirus, Serviciul Public Comunitar, Regim Permise și Înmatriculări suspendă activitatea de examinare la nivel național, atât proba teoretică, cât și proba practică, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 17 martie, cu posibilitate de prelungire. De luni 16 martie, la nivel național, a fost decretată stare de urgență. Pentru a limita răspândirea infecțiilor cu COVID-19, instituțiile și-au redus pe cât posibil activitățile cu publicul și recomandă serviciile online atunci când este posibil. Noul coronavirus este un virus respirator care se răspândește în primul rând prin contactul cu o persoană infectată prin inhalarea unor particule provenite din tuse, strănut, picături de salivă, secreții nazale. E recomandat să mențineți distanța de cel puțin un metru între dumneavoastră și alte persoane, în special când acestea tușesc strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o distanță apropiată. Nu se știe exact cât poate rezista virusul pe suprafețele exterioare, deși informațiile preliminare sugerează că acesta poate supraviețui câteva ore sau chiar mai mult. Dezinfectanții pe bază de clor, alcool pot ucide virusul.